foarte mult că ați venit la această manifestare dedicată zilelor de 9 și 10 mai. Este un prilej prin care încercăm să aducem un omagiu atât războiului de independență, cât și zilei recăpății, celui de-al doilea război mondial și, nu în ultimul rând, zilei Europei. Înainte de toate, vreau să mulțumesc invitațiilor. O să încep cu domnul rector universitar Gabriel Ianca, de la Universitatea Alexandru Alcuța. Îi mulțumesc de această cale că a venit la mâna noastră. Domnul profesor Vasile Sfântânatu, profesor doctor Vasile Sfântânatu. Și, nu în ultimul rând, domnului colonel Mihai Foxa, de la Asociația Cultul Eroilor, Regina Maria. Și, nu în ultimul rând, oficialităților, o să încep cu domnul prefect Isabel Bogdan, domnul subprefect, domnul Mircea Gologan și domnul vicepreședinte, domnul profesor Vasile Marciu. Am să dau cuvântul în altelor comunități, dacă o să doresc să spun câteva cuvinte despre acest eveniment. Vă rog. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Nu o să vorbesc prea mult de însemnătatea evenimentului de astăzi, pentru că o să las distinși istorie să ne povestească. Îmi face o deosebită omană să mă aflu alături de dumneavoastră. Având în vedere că data de 9 mai este o zi importantă în istoria României, în istoria românilor, dată care are ca semnificație proclamarea independenței de stat, victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial și Ziua Europei. Consider că un element esențial la acele trei momente din istoria noastră este unitatea. Fără unitate, România n-ar fi putut fi independentă, suverană și nu și-ar fi urmat propriul destin. Ținând cont că suntem membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană, anul ăsta minus de 10 ani, consider că avem și drepturi și obligații. Așa cum spuneam, o să las invitații să ne povestească de însemnătatea fiecărui moment. Pot să spun doar la mulți ani România, la mulți ani Europa. Mulțumesc! Faptul că a dat ocazia să ne întâlnim astăzi, pentru faptul că, iată, această instituție, nu se discute, organizează de fiecare dată întâlniri. Avem copii care vor primi astăzi un mesaj din partea oratorilor invitați și sper să ne rămână ceva în memorie referitor la ziua de 9 mai, o zi cu triplă importanță, așa cum spunea și domnul prefect, atât pentru România, cât și pentru spațiul european și am putea spune și pentru spațiul mondial, pentru faptul că la 9 mai s-a încheiat în cea de-a doua război mondial. Vă mulțumesc și mulțumesc succesul pe noi. Mulțumesc pentru invitație, am venit cu reală plăcere, pentru că, printre altele, am predat și istorie la viața mea și consider că este un moment pentru mine de a reîmprospăta anumite cunoștințe pe care le-am despre istorie. Sigur că 9 mai reprezintă un cumul de evenimente cu importanță inegală în istoria noastră, dar personal, cel mai drag, este cel care a fost marcat prin
celebre cuvinte ale Mihai Bogărâceanu, căci domnilor, în stare de război cu Turcia, ce suntem, suntem independenți, suntem națiune de stătătoare, națiune de sine stătătoare. Spuneam că semnificațiile sunt inegale, suntem în prim proces de integrare europeană, personal îmi doresc foarte mult ca această integrare să accentueze la cel mai înalt nivel vorbele lui Cocălniceanu, să fim cât se poate de independenți și o națiune, cât se poate de sine stătătoare. Mulțumesc încă o dată pentru invitație, felicit publicul, mai ales partea tânără, elevii pe care îl îndemn să mențină permanent contactul cu profesorul de istorie, cu istoria și pe această cale adresez și un îndemn colegilor mei de istorie sau elevilor să determină, să motiveze pe școleri să citească, chiar dacă la prima vedere pare mult, o bună introducere în istoria națională. Este vorba de o carte mai veche a lui Constantin Ceciurescu, un singur volum și o carte în trei volume apărută recent al fiului, deci Giurescu Junior, pentru că nu au nimic de pierdut, au ce învăța de acolo. Mulțumesc și succes! O spun
neutru, dar acest lucru a fost valabil și la 1877-1879, la 1881, la programarea Decatului, și la 1883, la semnarea alianței cu puterile centrale, dar în special cu Austro-Ungaria, cât și mai târziu, la primul război mondial. Ne aducem aminte că România a intrat în primul război mondial, alături de Franța, Anglia, Italia și Rusia, de care s-a ferit după 1878 atât de mult. Și alături de care, în 77, a intrat în război pentru a-și câștiga independența. Ne place, nu ne place, aceasta este istoria și o să o schimbăm noi. Ceea ce nu înseamnă că istoria României și rolul cadrului judei trebuie să fie diminuat pentru că și-a dorit o alianță cu Germania. Independența României a fost recunoscută condițională. Doamnelor și domnilor, nu a fost suficient sacrificiul de pe câmpul de bătălie. Independența României trebuia recunoscută de către mari puteri. De ce acest lucru? De ce această situație? Repet, destinul României este acela inexplicabil legat de istoria relațiilor internaționale, de relațiile internaționale, mai mult ca în altul caz. În cazul francez, Franța nu s-a aflat în această situație. Revoluția franceză, de exemplu, nu trebuia să lupte pentru independența legată de Franța. În cazul românesc, independența trebuia recunoscută, pentru că erau alte situații. Statul exista în cazul francez. În cazul românesc, statul era abia la început. Mai mult decât atât, asupra statului român, care era, așa cum spuneam, la început, guverna ceea ce se numea garanția colectivă a marilor puteri. Un fel de protectorat european. Instituțiile românești, însăși venirea lui Carol în principate, fusese acceptată, aprobată, așa cum fusese și în cazul domniei lui Cuza, fusese acceptată treptat de către puterile europene, în special Franța și Anglia, în acel moment, care dominau geopolitica acestei zone după războiul Crimeei, cum spune Caragiale, ce eram înainte de Crimea, e un pic de adevăr. Pentru că locul lăsat gol de Rusia a fost luat de către Franța și Anglia, dar în special de Franța. Această garanție colectivă a marilor puteri, un fel de, să spun, dacă să-i facem o comparație, seamănă într-un fel cu Uniunea Europeană de astăzi, dar numai că regulile erau puțin altele. Pentru că în Uniunea Europeană a fost un transfer de suveranitate în cazul garanției marilor puteri, puterile conceptului european, puterile între ele nu-și risipeau suveranitatea. Își mențineau interesele distincte în acord una cu alta pentru a face pace în Europa. Înțelegeți foarte bine. Ei, încercarea elitei politice, Carol I, politicienii, fie conservatori, fie liberali, au reflectat la obținerea independenței de stat. Numai că această independență de stat punea o problemă foarte serioasă cu privire la apărare. Era România capabilă să susțină, din punct de vedere al apărării, suveranitatea românească, sau suveranitatea românească era doar un discurs pe care unii sau alții de la tribuna Parlamentului,
în presă, în diverse întâlniri îl puteau pronunța. Pentru că renunțarea din partea României, prin alianța cu Rusia, renunțarea la garanția marilor puteri, însemna și o fragilizare a noului stat în fața inclusiv a Rusiei, în fața Italiei, Turciei și, bineînțeles, în fața Austro-Ungariei, care în 1867 s-a constituit. Deci a fost un moment de cumpăr. Așa cum spuneam, independența României a fost recunoscută, în ce sunt putea la San Stefan. Numai că, nu în condițiile pe care România le-a pus la intrarea în război. Au fost trei probleme. Trei probleme. În principal, care au afectat suveranitatea românească. Dar fără de care nu se putea obține acel embrion de independență. Prima dintre probleme era granița cu Dobrogea. Statul român își dorea o graniță cu Dobrogea, o graniță cu Bulgaria, cu Principatul Bulgariei, Imperiul Otoman la acea moment, o graniță strategică. Ei, acea graniță strategică avea să nu o obțină. Silistra, care era un bastion important în geopolitică, în geografia militară, mai precis, a Dunării, avea să fie acordată la presiunile Rusiei și la acceptarea Germaniei, avea să fie dată Bulgaria, ceea ce făceau ca frontiera să fie dificil de apărat în sud. O a doua problemă care România a trebuit să o accepte, o a doua situație neplăcută pe care România a trebuit să o accepte, dar de care Pogălnicianu știa foarte bine la Livadia, era cedarea sudului Basarabiei. Vorbesc de cele trei județe din sudul Basarabiei, care au intrat în componența Moldovei, dacă vreți, a Imperiului Otoman, la 1856, prin hotărârea, prin insistența anglo-franceză. E bine, Imperiul Rus a dorit să fie riverat la Dunăre, a dorit să fie, să aibă granița pe Dunăre. Și prețul acesta, prețul independenței României, prețul pe care Rusia l-a fixat, a fost acela de a smulge, de a revizui, practic, tratatul 1956 și a smulge Principatele Unite, cele trei județe. În compensație, Imperiul Rus a oferit României Dobrogea. S-a făcut vorbire foarte bună. De aceasta s-a vorbit de expansionismul rus. Știți că elita politică românească știa de acest lucru, pentru că nu aveau ce face. Pentru că numai împreună cu Rusia puteau să aibă o atitudine revizionistă. Și atunci nu au avut ce face. Dar trebuie să mai spunem și alt lucru. Că Rusia, înainte de a împinge această rezolvare a problemei rectificării frontiere, de a împinge celor de la București această probleme, și-a asigurat negocierile cu ceilalți, cu Germania și cu Austro-Ungaria în special. Nu am avut mulți prieteni în acel moment. Ultima problemă, ultima condiționalitate, ultima condiționalitate a fost aceea a recunoașterii drepturilor civile, drepturilor civile colective, atenție, nu este întâmplătoare această subliniere, drepturile civile colective comunității evreiești din Principatele Unite, Principatele lor țară, Principatele Unite, după formula de această solicitare era
una dintre cele mai dificile pentru tânărul stat român. Pentru că acordarea de drepturi colective ducea la o situație de neacceptat pentru elita românească a acelui moment. Numai că solicitările erau extrem de vocale, în special din partea Germaniei, din partea Angliei, din partea Franței. Independența românească a fost condiționată de acordarea de integralitate de civile evreilor participate de România. Soluția pentru această ultimă condiționalitate nu a putut fi decât una constituțională pe care parlamentară, adică Oberniceanu și Brătianu, și în special Brătianu, cel Brătianu, au rezolvat această problemă în funcție de interesul primordial al României de a obține independența și au optat pentru o cale de mijloc, mai bine de 1000 de persoane de rit necreștin au obținut cetățenia de participare la război, de alte elemente care țineau de legislația vigoare în acest domeniu la acel moment și în sesiune parlamentară și la după procedurile parlamentare în vigoare date de Constituția de 1966 au trecut la votarea acestei legi. Să știți că această rezolvare a fost considerată nesatisfăcătoare. Nici Germania, nici Franța, nici Anglia, în răspunsul lor la modul în care statul român a rezolvat condiționalitatea și condiționalitățile în general, nu au fost satisfăcute. Rezolvarea problemei, adică obținerea independenței României, în acte și în fapt, s-a realizat cu totul și cu totul altfel. În 1879, cancelarul Bismarck are o inițiativă care avea să întoarcă pe toți soarta Europei. Și anume, realizarea unei alianțe defensive între Germania, între Reich și Austro-Ungaria. Această alianță, de vorbire de 70 de ani, această alianță a răsturnat toate calculele, toate pronosticurile, toate discuțiile cu privire la geopolitica Europei. De ce? Pentru că se puneau bazele unei așa numite alianțe, se puneau bazele alianțe puterilor centrale, și de primul război mondial, și cum s-a ajuns la primul război mondial, pe o parte din cei care au o parte a combatanților, s-au aflat în puterile așa numite grupuri de puteri centrale. În 1879, Bismarck pune bazele alianței Paulus. Pe fondul controverselor stârnite de această alianță, atât la Sankt Petri, la Paris și la Londra, problema românească, rezolvarea problemei românești, nu mai ținea de orizontul legislativ. Nu mai ținea de orizontul, să-i spunem, condiționalităților, dacă vreți, al mingilor de ping-pong între guvernul tânărul, guvernul la București, independent, sau quasi independent, și Paris, sau Londra, și așa mai departe. O situație
disproporționată. Puterile statului român erau limitate. Influența sa era limitată. Dar în contextul rupturii europene, cauzate de politica mondială a lui Bismarck, problema românească s-a înfățișat într-o altă haină. În haina aceasta a controverselor internaționale, a luptei pentru supremație europeană. Regele Carol I, putem să discutăm mult despre regele Carol I, personal sunt un critic al modului cum Carol I, spre sfârșitul domniei, a gestionat problemele care țineau de politica externă a României. Dar să ne înțelegem, în 1879, regele Carol I, nu așa constituțional cum de obicei îl prezintă unii, dar prin faptul că prin familia sa avea o relație specială cu factor de politică, factor de putere de la Berlin, a avut la îndemână, spun așa, un anumit înțeles al marii politici. Iar regele Carol, în 1879, prin diverse contacte pe care le-a avut și alți oameni politici, și-au dat seama de ruptura care urmează să se realizeze în concertul european, și-a speculat această diferențiere și a pus România pe un calapot, pe o linie pro-germană. Din cauza că, în felul acesta, orice formă de revizuire a tratatului din 77-78, orice formă de revizuire a negocierilor cu mari puteri la Berlin, din partea Rusiei, era anulat. Bismarck a întrevăzut această dispunere interesantă a României pe harta geopolitică a Europei. Numai că din perspectivă germană, Bismarck a trimis România la Viena. Bismarck a trimis România la Viena pentru că în concepția sa, Viena trebuia să păstorească puțin, trebuia să aibă o influență în modul în care noul stat român făcea politică internațională. Pentru că erau anumite reflexe naționale, mai vechi, ale casei politice românești, față de problema românilor din Transilvania, să înțeleg foarte clar. Deci Bismarck a dorit să rezolve această problemă, trimițându-l pe Carol, trimițându-l la Viena. Eu am să mă opresc aici, pentru că aș putea să continui la nesfârșit această discuție. Problema rămâne însă este aceeași, reflecția pe care, la care vă invit dumneavoastră, este aceea de a înțelege o țesătură a evenimentului, o dinamică a istoriei românești, o relevanță europeană a acestei istorii. Știți când era? România are o istorie mică, o istorie marginală, este undeva la margine, undeva la margine, prea mult. Dar în jurul României, s-a țesut o rețea de interese. A fost întotdeauna o rețea de interese fantastică. Cu trimitere direct în centrul sistemului internațional. În inima, cu rezonanță în inima Europei. Nu am știut cei în epocă, nu am știut. Probabil nici astăzi nu vom ști. Pentru că nu știm. Nu avem cum să știm. Dar istoricii au o vorbă, nu se știe cine nu mai rezervă trecutul. Și această situație rămâne de studiat. Așadar, există o influență a factorului extern, o influență foarte mare de stilul politic în această țară.
Și uneori interesul național românesc a fost călcat în picioare. A zice primar de putere, nu e nicio greșeală să spun acest lucru, dar nu de puține ori interesul național românesc s-a putut realiza, măcar în forma sa parțială, s-a putut împlini, tocmai prin influența uriașă, care unele sau altele dintre marile puteri au avut-o în diverse momente ale. Așadar, suntem în fața acestui paradox. Pe de o parte, luptăm pentru o suveranitate deplină, pe de altă parte, volens nolens, nu? Există, nu, și acest reflex al negocierii, ca istoricul îl vede, istoricul document. Dar cred că mai multe lucruri despre independența Rosului și spun acolo cu Vasile Stăgenar. Și eu vă mulțumesc pentru asta. Semnificația zilei de 9 și 10 mai, zilei de 9 mai și acelei de 10 mai, este una deosebită în istoria noastră. Acum sper să mă pot completa ceea ce ne-am programat cumva să vorbesc cu ceea ce a prezentat domnul profesor universitar Gabriel Neagră. Altă dată ne completam frumoasă facultate, sper că și astăzi. Profit de ceea ce a spus dumneavoastră, ca antevorbitor, în politica mare, aceasta dintre state, dintre popoare, un rol foarte important, îl are de adesea în context. Nu întâmplător, atunci când colegul Șelar mi-a făcut invitația, m-am gândit la titlul materialului. Și mi s-a părut că ar fi foarte interesant de sublinia contextul în care noi am ajuns să să luptăm pentru independență și chiar am obținut-o. Pentru că dacă națiunile mari și cu foarte mare greutate din Europa sau din lume și fac politica mai mult dinspre interior, factorul interior este cel decisiv, pentru națiunile mai mici sau cu potențial mai mic, sau care au apărut mai târziu, contează foarte mult contextul. România, ce nume frumos vedeți, n-a existat așa întotdeauna, cum ne-ar place nouă, sau cum cred cei foarte tineri care încă n-au apucat să învețe destul istorie. România s-a clădit puțin câte puțin. Iar proiectul de țară, proiectul de țară modernă, România, a luat formă consistentă abia la Revoluția de la 1848. Nu intru în amănunte. Prin intersectarea unor interese a puterilor conservatoare, și aici vorbim de Rusia și Austro-Ungaria, dar și de Imperiul Otoman, care tot putere conservatoare era, Revoluția noastră de la 48 nu izbândește. Dar proiectul rămâne. O Revoluție poți să o risipești cu armate, dar ideile progresiste nu le poți să risipi. Mai împuși, mai atunci și primiți în exil oameni, dar ideile, dacă sunt progresiste, rămân. Ei, aceste idei ale unui stat modern român au prins. La 48 s-a născut o generație de politicieni care aveau să facă România, de politicieni care s-au gândit prima dată la țară, care și-au cheltuit banii în folosul țării și-au reușit câte ceva. Câte ceva, cred că cu ghilimele, că au reușit dita mai proiect. Printre aceștia, l-aș pomeni pe Bogdanicianu. Vasluia de legătură cu Bogdanicianu. Pe Alexandru Ioan Cuza. Și nu în ultimul rând, pe Bălcescu. Bălcescu, după înfrângerea Revoluției de la 48, spune: ne rămân două revoluții viitoare. Una pentru unire și una pentru independență. Ceea ce s-a fixat la 48 românii, cu o tenacitate ieșită din comun, am putea spune, la timpurile de azi, reușesc.
Pentru că s-a spus aici ce eram noi înainte de Crimea. Da, are dreptate. Ce eram înainte de Crimea? Eram două țărișoare la mila puterilor vecini. Dar după Crimea, un stat, un stat care încerca să se construiască modern și o să vedem noi, după aducerea prințului străin, iarăși, un stat care începe să-și folosească aturile, legăturile din Occident. Se concurează două forțe politice în România. Partidul Liberal sau grupările liberale, care erau radicale și moderate, și grupările conservatoare, în special mari proprietari rurali. Ambele forțe politice voiau independența, dar viziunea era total diferită. Conservatorii voiau să obțină independența pe cale diplomatică. Părea riscant pentru un partid de boieri să înarmezi țăranii, să le spui că sunt români și că trebuie să lupte pentru independență. Ne spuneam problema cu ce ne pușcă prin. Pe noi sau pe turci? Așa că tot ce însemna forța politică conservatoare evitau o înarmare a maselor de țărani. Liberalii își doreau o independență în care românii să lupte alături de sec, alături de greci, să arătăm ceea ce ținea de domeniul trecutului suzeranitatea otomană. Principele Carol venea din Europa, avea o altă perspectivă. Știa cum acționează mari de putere, așa că s-a dovedit prudent. Garanția colectivă era, să știți, ca un fel de, mai prin academie, ca un fel de plapă, călduță așezată peste noi. Pentru că România, prin această garanție colectivă, avea o situație asemănătoare cu Belgia la acea dată. Așa că trebuia să acționeze putere. Au existat mulți liberali radicali care spuneau să ne unim cu bulgarii, cu sârbii și la luptă. Numai că Principele Carol, în primii ani, a avut grijă să îi pună la respect, să nu le urmeze îndemnul. Mai degrabă am înclinat pe varianta conservatorilor. Guvernul Cataciu, guvernul conservator, care a pus ordine, care a pus ordine în țară, acest Cataciu încearcă obținerea independenței pe cale diplomatică și înregistrează unele progrese. Bineînțeles, cu ajutorul lui Carol. După ce Carol face o vizită la Viena în 1873, în 1875 se semnează o convenție comercială. Acum și această convenție comercială depinde din ce perspectivă privești. Dacă o privești din perspectiva protecționismului, este total dăunătoare României. Dar din perspectiva liber-schimbismului, care se poartă astăzi în secolul 21, ei erau o convenție progresistă. Că n-au putut ține pasul comercianții și producătorii de la noi cu cei de la Austro-Ungaria, asta e partea a doua. Cert este că acest act, convenția, cuprindea numele de România și nu făcea nicio referire la puterea suzerană. Deci era ca și cum am fi independent. Același guvern, Cataciu, mai face un pas de care istoriografia spune foarte puțin. Deci, de reprezentanță diplomatică în 1874 la Sankt Petersburg. De atunci datează relațiile noastre diplomatice cu Rusia. Tot același guvern semnează o convenție comercială cu Rusia. În aceeași termen, ca și cei cu Austro-Ungaria. Numai că n-a fost diferit, n-a fost nociv această convenție, pentru că economia Rusiei și în secolul XIX, ca și astăzi, este cumva paralelă. A fost și este cumva paralelă. Cele două economii au suferit de un anumit paralelism. Ce produceam noi, produceau și rușii. Sau ce nu, puținul, sau foarte puținul cât produceam noi, produceau și rușii. Așa că s-a încercat această obținere a independenței pe cale diplomatică. Chiar s-au reușit niște pași. Numai că, vedeți, țările mici, țările în curs de dezvoltare, sunt prinse uneori în vâltoarea politicii mari, politicii de concert european. Domnul profesor universitar a amintit aici că în secolul XIX nu era Uniunea Europeană, dar era un concept european care funcționa pe niște legi mai directe. Interesul meu și al tău ca aliați trebuie să primezi.
și se căuta acolo un echilibru. Ei, în progresele acestea nu s-au putut lega, pentru că în 1875 se redeschidea problema orientală. Problema orientală este o sintagmă descrisă de Occident, de cancelarele occidentale, la presiunea Rusiei, această Rusie foarte puternică, să știți, în secolul XIX, asupra Turciei. Problema orientală era problema, de fapt, a Marii Britanii, care trebuia să sprijine Turcia, ca să nu vadă Rusia stăpână pe mare anumite rani. De aceea problema orientală. Ei, în 1875, problema orientală se deschidea din nou. Iar progresele independenței pe care diplomatică păreau ca șterse cu curent. Lucrurile se precipitau. De ce? Avem Războaia Bulgariei, reprimarea Războaiei Bulgariei. Apoi, politica subversivă a Rusiei, că la nivelul actual se poate demonstra cu date istorice că Rusia, mai ales prin intermediul bisericii, dar nu numai, a instigat în Serbia și Montenegro la război. Și Serbia și Montenegro intră în război, declară război, deși sunt două stătulețe mici, declară război în 1876, Imperiului Otoman. Ei, aceste două state n-ar fi declarat dacă se bazau mai pe simpla lor forță, n-ar fi declarat niciodată război Imperiului Otoman. Sârbii chiar au transmis un mesaj la București. Dacă nu intrați în război acum cu noi, mai târziu nu aveți loc. O să vă pară rău. Românii au preferat să fie prudenți. Pentru că exista această garanție colectivă și teama de a nu o pierde. Turcii i-au masacrat. Au ridicat la Belgrad piramide de capete tăiate în Troiena, în care existau ziare. Imaginile au făcut să cadă guvernul de la Londra, care sprijinea pe turci, și să vină un alt guvern. Iar Rusia avea motiv, dar un motiv întemeiat, de a reformi războaiele împotriva războiului împotriva Imperiului Otoman. Defecțiunile în Europa nu au fost numai acum, când ne uităm și spunem, dar de ce nu face Uniunea ceva? Defecțiuni, să știți că existau și în secolul XIX, cu atât mai mult decât comunicarea era mai grea. Iar conceptul european n-a reacționat. N-a reacționat nici Anglia cu destulă viteză, nici Franța. Iar Rusia, pentru că să știți că diplomația rusă întotdeauna a fost foarte perspicace la la exploatat neajunsurile diplomațiilor europene. Diplomația rusă și-a aranjat în prevedere la cel mai la nivel la Reichstag cu Austro-Ungar. Pe Iulie se disputau, 76 se disputau ce e a meu și ce e a tău din peninsula Balcanică. La vremea respectivă, vă dați seama aceste tratative, e vorba de diplomație secretă. La vremea respectivă, nu s-a știut. Dar la nivel de spionaj, de agenții diplomatice foarte bine informate, se știa că acolo s-a trasat o hartă. Regele Carol, nu încă rege, principele Carol, avea ceva informații despre cum aveau să evolueze lucrurile. Și decide schimbarea cursului politic. Nu întâmplător vine ministrul Brătianu. De ce Brătianu? Pentru că era un om perspicace, dar și un om care avea puterea de a negocia cu Rusia. Exista și în secolul XIX o teamă de a negocia cu Rusia. Negocierea se poate purta cu șanse de succes atunci când partenerii sunt egali sau de forțe aproximativ egale. Sau atunci când are o forță, chiar dacă nu ești egal cu marele polos, dar măcar să ai o forță care să-l descurajeze. România nu avea nimic în toate acestea și trebuia să facă o negociere cu Rusia. S-a sperat că, în ultimul moment, într-o reacție a conceptului european. S-a sperat chiar, există informații ale unor negocieri puse în secret la Constantinopol.
în care se tot încerca și Bogdanician a fost foarte implicat în aceste negocieri, în care hai să-i facem totuși pe Turci ca măcar nu cumucea să ne recunoască independența și noi să putem în felul ăsta să nu ajungem să negociem cu rușii. Conceptul european nu a dat rezultate, pentru că conferința de la Constantinopol, care a durat din decembrie până în ianuarie, decembrie 76, ianuarie 77, n-a dat niciun rezultat. Otomanii și e suficient să vă uitați la cum apare o Erdogan astăzi, ca să vă dați seama cum negocia otomanii. Otomanii, la negociere, n-au acceptat nimic. S-au prezentat, dar n-au acceptat nimic. Ba din contră, au dat și o Constituție pe care România era declarată provincie privilegiată a Imperiului. Ei, această mișcare a turcilor n-a făcut altceva decât să confirme teama principiului Carol că singura variantă este negocierea cu Rusia. Negocierile cu Rusia au început prin vizita lui Brătianu la Livadia. Și aici sursele diferă. Documentele rusești spun clar că țarul a primit pe Brătianu și după un sfert de ore i-a spus sudul vasale. Eu personal n-am găsit, eu știu, poate oameni care sunt mai documentați știu ceva. Eu personal n-am găsit în documente românești că s-ar fi vorbit de așa ceva. Brătianu memorii și nu apare. Dar Nelidov, în documentele rusești, spune clar, țarul a cerut sudul Basarabiei și a spus că e chestiune de orgolie. După aceea discutam restul cu Brătianu se întoarce. Brătianu se întoarce în țară, fără un proiect concret. Dar cu cuvântul țarului, că România, dacă va lăsa trupele rusești să treacă spre Constantinopol, că rușii așa credeau această campanie, ca un paș triumfal până la Constantinopol. Dacă va lăsa, va fi foarte bine pentru România și Rusia va garanta drepturile României. Apare acolo integritate. Numai că, vedeți, la traducere există mici diferențe privind integritatea asta. Eu nu sunt un cunoscător al Rusiei și nu intru în discuții pe partea. Așa că România a fost nevoită, datorită contextului, să negocieze cu o mare putere, neavând atât. Brătianu a scos cât de mult s-a putut, a legat convenția militară care cerea Rusia, imperativ, de un acord politic. Când reprezentantul Rusiei a venit la București, s-a insistat foarte mult pe acel acord politic. Până la urmă s-a obținut și convenția aceasta de colaborare cu Rusia a fost semnată de nimeni altcineva decât de Mihail Bogdanician, care întâmplător sau nu, în aceeași zi devenea ministru de externe. La fel, o altă personalitate cu greutate care s-a putut din bun. România primea garantarea integrității, dar dădea dreptul de liberă trecere trupelor rusești. Nu se pomenea nimic de sudul Basarabiei, de altfel, acordul era cumva politic. Colaborarea trebuia să înceapă, dar n-a început și nici n-a mers atât de bine. Nu pot eu să spun că această colaborare a mers prost, dar Rusia era o putere autocrată. Dacă țara a spus că la 24 aprilie trupele rusești trebuie să înceapă atacul, niciun comandant, niciun general nu putea risca să iasă din cuvântul țară. Trupele au început. Chiar dacă Parlamentul nostru încă nu ratificase acel tratat. Au mai durat încă vreo 4-5 zile până când s-a ratificat. Între timp, turcii ne fac o ultimă propunere. Luptați cu noi. Opriți-i pe ruși, că vă dăm tot ce vă trebuie. Dacă am târziu propunere.
Principele Carol nu răspunde la nici, sub nicio formă la aceasta. O las așa fără răspuns. Dar nici documentul, acordul politic și convenția militară, nu trece atât de repede ca document, nu este atât de repede, pentru că a mai existat o speranță că tot poate Europa va face ceva. Între timp, comandanții ruși pătrund pe teritoriul României, dau proclamații pentru poporul român. În general, deplasarea a fost una ordonată, dar guvernul a fost deranjat de aceste proclamații date de comandanții ruși față de populația română, pentru că ei se comportau, de fapt, ca într-o zonă ocupată. După intrarea trupelor rusești în România și lipsa de reacție a României, la Dunăre s-a ajuns la stare de război. Turcii bombardează valul românesc al Dunării, artileria românească ripostează. Acesta este momentul pomenit de domnul profesor Mariciu. Este momentul în care Parlamentul României, Nicolae Flea, deputatul de aici, pune o întrebare de această retorică sau de tipul fileu. Ce suntem noi? Cei cu noi? Pentru că tunurile bubuie la Dunăre, avem trupe rusești. Ce facem? Și răspunsul la lui Cogălnicianu vine cu o zi mai devreme de cum era programat. Pentru că principele care voia independența să proclame tot pe 10 mai. Și avea și el orgoliul său, dar Cogălnicianu, cu firea care o avea, uită. Nu știu dacă a uitat intenționat să mă uită de vreme în principiu. Și spune, noi suntem națiune independentă. Independența aceasta, să știți că le-a căzut greu capitalelor europene. Chiar considerată inoportună. Nimeni nu s-a gândit cu recunoașterea independenței noastre. A fost așa ca o strigare pustiu. Rușii ne-au spus, prietenește. Suntem de acum suntem împreună. Bazați-vă pe noi, la sfârșitul războiului, noi o să vă recunoaștem independența. Nu-i de ajuns garanția noastră. Ion Brătianu a fost tot timpul conștient ce a riscat cu alianță cu Rusia. România a fost independentă și a câștigat independența pe tron, cu arma în mână, prin sacrificii enorme ale armatei române. Despre asta poate domnul colonel să pomenească și mai apoi domnul Buleanca a explicat cât de greu a fost negocierea la masa negocierilor. Cât de multe condiții mi s-au pus. Iar apoi cât de greu a fost să păstrăm independența. Că ce era noi România față de Rusia? Țara independentă, dar independența cum o păstrez? Cum ți-o avem? Și așa am fost nevoiți să ne aliem cu Austro-Ungaria, o alianță nefirească, dar care ne-a păstrat independența. Iată, 9 mai este o zi mare pentru români, pentru că am reușit să devenim independenți într-un context care n-am dorit să fiu pe înțeles. Nu era simplu. Vă mulțumesc tare mult și să-mi permiteți ca în scurtul meu speech să vă adresez dumneavoastră celor participanți aici. Din inimă mulțumesc!
Mulțumesc pentru că într-o oră de istorie, 3600 de secunde, de la sfârșit din viața dumneavoastră și ascultați niște elemente care mult, mult, mult timp nu vedeți mai aproape. În al doilea rând, vă mulțumesc că sunteți foarte mulți tineri. Nația română, și să zic, nația română, nu europeană, are nevoie de voi. Și mă mândresc pentru că aici este și unul foarte tânăr, de un an, două luni și 11 zile. Este nepotul meu. V-aș ruga pe dumneavoastră, pentru că cele două probleme referitoare la independența României au fost tratate de către doi domni profesori. Dacă aveți bună plăcere, ca începând cu data de 10-11, să intrați pe YouTube și să vedeți că împreună cu televiziunea Polonia Iași am realizat o emisiune dedicată războiului de independență, în care am filmat în locul casei unde s-a născut Peneș Curcanu, locul casei care și-a construit după ce s-a însurat, în fața cazinei militarilor, actualmente Palatul Copiilor, în unitatea militară unde și-a desfășurat activitatea ca militar pe viață, participând la patru războaie, de asemenea în Copou, acolo unde se vede înfundat așa zisul muzeu al Regimentului 25 Infanterie Racova Mareșal Prezan, pe Aleea Scriitorilor și nu în ultimul rând în, la mausoleu dedicat acestui erou vasluian, în care am depus împreună cu cei participanți la această activitate frumoasă o coroană cu pamplică tricoloră cu înscrisurile de rigoare. V-aș ruga pe dumneavoastră și după aceea să-ți spuneți. Spre sfârșitul activității, timp de o oră și jumătate, participanții la activitate, cu aprobarea domnului subprefect și cu aprobarea domnului prefect, pentru care le mulțumesc pentru această, pentru faptul că ne-a dat posibilitatea să prezentăm, din sala Alexandru Ancuza, timp de o oră și jumătate, s-a desfășurat activitatea referitoare la participarea României la războiul de independență. Vă mulțumesc în același timp pentru faptul că mare majoritate dintre dumneavoastră de aici așa, probabil aveți ca preocupare să știți ce au făcut și înaintașii dumneavoastră. Domnilor, ne-a pus bunul Dumnezeu ca pe un cui în papucul celor trei imperii. Din cauza asta ni se trage totul. În afară de faptul că suntem grădina Maicii Domnului și pentru care din această cauză suntem reuniți, vă rog să-mi permiteți să vă spun că am trecut printr-o mare criză în 1940, 1939, 1940, 44 și până acum. Exemplul cel mai concludent este și pentru... Am fost solicitat ca să vă spun câteva elemente privitoare la participarea armatei române la al doilea război mondial. Domnilor, doamnelor, a fost un moment tragic în existența noastră. A fost un moment tragic pentru faptul că și conducerea politică de la acel moment a înțeles necesitatea faptului că apărarea țării trebuie întărită. Faptul că, într-un moment de răstește, când în întreaga Europa bubuia tunul, noi ne gândeam, abia atunci să reorganizăm armata, sub conducerea unui mare patriot, generalul Ioan Antonescu, viitor mareșal și conducător al statului român. Mă voi lega, în primul rând, de concepția în care s-a desfășurat și rezultatele dezastroase, după unii, benefice după alții, a loviturii de stat din august 44, 23 august 44, în același timp, eu îi spun, Marea Trădare Națională în august 1944, de asemenea,
considerată după mine, probabil și despre dumneavoastră, una din cheile hermeneutice ale existenței noastre ca nație. La 23 august 1944, știți toți, a început ca o lovitură de stat, continuându-se ca revoluție de eliberare și terminându-se cu revoluție de eliberare socială, națională, antifascistă și antiimperialistă. Se vor mai face cercetări și nu se va termina. De 30 de ani, 40, 50 de ani se străduiesc scriitorii, istoricii, să pun la punct diferite elemente și nu reușesc. Probabil arhivele nu au fost deschise. La 23 august 1944, generalul Antonescu, prin canalele pe care le-a realizat de asemenea și opoziția, au stabilit în mod inițial ca să realizeze ceea ce trebuia realizat, un armisticiu. Dar armisticiu, pe timp de război, se face cu arma la picior. Nu se face executând ordinele altora. Din această cauză, ca urmare a evenimentului de la 23 august 1944, aliații și, în mod deosebit, sovieticii au beneficiat de descoperirea celui mai mare flanc din istoria războaielor moderne. Pe o lățime de aproape 1300 de km și adâncime de 900 de km, armatele sovietice au executat marș, nu au luptat. Comandamentul armatei române, mă refer la Marele Cartier General, nu, la Marele Stat Major, că nu era Marele Cartier General, a realizat o operațiune fundamentală pentru existența nației române, respectiv cu Armata 1, a generalului Magici, a realizat ceea ce se numește operația de acoperire. Iar cu unitățile netrimise pe front de către Mareșalul Antonescu, s-a realizat transbordarea aceasta, executarea unui marș către Pădișul Ternavelor, Pădișul Transilvaniei și către Banat, pentru a desfășura operațiunile ulterioare cu armata sovietică. Sar peste multe elemente. Au urmat luptele crâncene la Oarba de Mureș. Au urmat luptele crâncene la Cluj. Au urmat Becherceaba, Nereghiaza, pe flancul stânga înaintele armatei sovietice, respectiva armatei române. Operația Budapesta, unde am ajuns la 2 km, unii spun că ofițerii românici se meteau ordonanțele să ia apă din Dunăre. Am fost scoși de acolo după ce am pierdut 36.000 de oameni. Din cei 60 ceva corpuri, 7 armate. Și ne-a prins, între ghilimele, războiul, sfârșitul acestuia, în Podișul Muravii. A mers 1700 de km de la Marea Neagră până în Podișul Muravii, dar a mai mers și înainte de asta, aproape 2000 de km de la râul blestemat Prut, granița dintre două Românii, și până în stepa Calmucă și până la Stalingrad. Stimați prieteni, am putea discuta mult despre aceasta, dar a venit tratatul de pace, care ne-a impus numai lucruri care nu ne-au convenit nouă. Și aceasta pentru faptul că, așa cum spunea Stalin la un moment dat, acolo unde ajunge armata, acolo și impune o rânduire a lui de stat. Și ne-a impus o rânduire a lor timp de 40 de ani. Atunci ce facem? A venit perioada noii democrații, în care să ne zbatem pentru interesele noastre. La un moment dat, probabil am cedat din ceea ce se numește suveranitate. Îmi pare rău că vă spun, eu probabil sunt cam critic, sunt critic și cu mine, dar am de coace. Vă rog să-mi permiteți, ca să am convingerea fermă, că actuala conducere politică a României va urmări interesul național să primeze. Mulți vorbesc la ora actuală de conceptul de țară și din vreo 27 de ani nu reușesc să dea ideea. Cum spuneam la o emisiune la care a participat și domnul prefect, pentru care îi mulțumesc, la Uși, la care a participat și domnul senator Ioan
Adică, conceptul de țară nu se găsește sintetizat mai bine, mai frumos decât în opera politică a celui ce a fost cel de întâi mergător în arealul Daciei Mari, Mihai Popescu, care spunea cam așa: chestiunea de căpetenie, aș putea să o citez din memorie, din cutia ucraineană, dar rețineți, vă rog, nu vreau să pierd nicio virgulă din asta. Chestiunea de căpetenie pentru istoria și continuitatea de dezvoltare a acestei țări este că elementul românesc să rămâie cel determinant, ca el să dea tiperul acest tiparul acestei forme de stat, ca limba lui, înclinările lui oneste și generoase, bunului simț, cu un cuvânt geniului, să rămâie și pe viitor norma de dezvoltare a țării și să pătrundă pururea această dezvoltare. Mihai Eminescu, timpul 17 decembrie 1888. De asta s-au zbătut dulăii noi democrații, să-l scoată din tot ce înseamnă noi istorie, ci măcar din ceea ce se numește comunicare în limba română. Nu mai este limba română. Domnilor, când am intrat aici, m-a durut inima. Eu am o inimă mare și de rău. Am văzut trei poze. Patru. Dintre care și au unui general neamț, pentru care eu, să știți, iubesc armata germană. Dar el semnează un document, un armisticiu între puterile aliate și Germania de căzut. Ce frumos ar fi vrut, ar fi fost să fie pus aici și cel care nici măcar cenușa nu mai este în România. Sau a dispărut. Mareșalul Ioan Antonescu. Mulțumim mult, domnule colonel. Sper că cele trei comunicări, dacă am fi la facultate, probabil fost prea scurte, dar sperăm că o altă ocazie să o pună, sau poate chiar noi în compartimentul de 20 de noaptea muzeelor am făcut pe acest segment al independenței, propun un pasaj în care vor fi atât va fi o expoziție de artă în care va fi prezentă independența României. Dar și de noaptea muzeilor pe 20-21, în care vor fi amintite chiar pasajele din independența României. Vreau să, cum vă spune un profesor, vreau să mai completeze și am să revin cu ce am încerc, scuze, nu vreau să rețin, dar și dialog, asta a fost timpul scurt în cele câteva minute. Vreau să spun, atenție, independența României nu a fost un moment trăit ca un frân de sineînțelegere. Deci, independența României nu a fost o înfrângere a obținerea independenței. Să nu cumva să ne despărțim de aici, un sentiment de tristețe. Nu. A fost un moment fast. Am impresia că de ceva vreme, mai multe momente, cum să spun eu, solemne ale istoriei românești, sunt trăite cu un anumit pesimism. Sunt trăite cu în retragere. Batem în retragere. Tot ceea ce eu și distinși și invitați și colegii au spus, este adevărat. Dar asta sunt
creeze sentimentul acesta de retrag. Dimpotrivă, independența a însemnat o recunoaștere internațională, înseamnă că trimișii României nu mai erau agenții României, pur și simplu, ci aveau rangul de ministru, nu erau ambasadori atenție, România nu era o mare putere, aveau rangul de ministri, reprezentau oficial statul român, iar libertatea lor, ar zice în raport cu ziua de astăzi, dar nu numai, libertatea lor era dată de mandatul pe care îl aveau din partea regelui, din partea guvernului, pentru a exprima unul sau altul din punctele de vedere. Ei erau primiți în mod solemn, aveau un statut bine definit. România avea libertatea de a face sau nu face ceva în materia relațiilor internaționale. De asemenea, România avea libertatea de a face sau nu face ceva în afacerile interne, în problemele care țineau de organizare socială, de legi interne, de, eu știu, regularizarea vieții sociale, cum s-ar spune astăzi, organizarea vieții sociale. Aceste lucruri nu erau lucruri fără importanță. Fără importanță. Un ultimul lucru care vreau să spun, pentru că am uitat complet, este cel legat de proclamarea regală. Proclamarea regatului în 1881, semnificația sa este aceea a unei politici constituționale. Și mai mult decât atât. Vreau să fac doar o scurtă paranteză. Să știți că în istoria României erau diverse familii domnilor. Mai ales în secolul al XVIII-lea, în contextul în care Turcia Europeană au fost diverse familii. Erau Sunzu, erau Stursa, erau Calimac, erau diverse poluri de putere în societatea românească, care au date de proprietatea pe care aceștia o aveau, proprietatea funciară, pământul pe care îl aveau, relațiile pe care le aveau la Constantinopol sau în Rusia. Proclamarea, semnificația reală, politică a proclamării regatului a fost aceea că s-a rupt o tradiție prin care membrii ai protipendarei boierești puteau veni la tronul Moldovei, să ne amintim și mișcarea separată, este la Moldova, sau puteau veni pe tronul chiar al României. Pentru că regele Carol I a venit cu un handicap în țară. El nu era, era străin de țară. Era domn străin de țară. Era domn străin de interesele și de istoria de la acel moment, legate de curza, legate de alte lucruri, de momentul 1859, de 1856 și așa mai departe. Iar regele Carol suferea în exercitarea puterii sale, suferea de lipsa de încredere care avea din partea, iată, a Scuzești, de exemplu, în Moldova, dar și altora, în țara românească, a Tacuzin, și așa mai departe, oameni cu relații familii, farariuri și așa mai departe. De bine, la momentul, la momentul proclamării regatului, intra în viața românească o altă energie, de o altă natură. Că regele Carol I nu putea fi atât de democrat din cauza comandamentelor geopolitice, este o realitate pe care astăzi noi am afirmat-o. Dar într-un alt registru, proclamarea regatului însemna înscăunarea și transformarea sistemului politic românesc și imposibilitatea clientelismului politic, așa cum el era în societatea tradițională românească, față și această, cum să spun, acest rol politic masiv al vechilor familii, nu mai putea funcționa. Marile familii boierești puteau avea un rol la curte, puteau avea un rol în politica externă, să fie nominalizați cu știu, cu ceva, pe un post, pentru o demnitate publică și așa mai departe. În niciun caz, în virtutea faptului că aparțineau la o familie boierească, ci că făceau parte dintr-un joc politic constituțional. Vă mulțumesc! Da, scurt.
Economia de schimb. Deci, nu mi-a dat voie să prezint, să zicem, realizările din de la lui Domnul Iisus. Într-adevăr, România, proiectul România, stat modern, îi lipsea doar independența nominală. Aveam atributele în stat modern. România mai este puțin. Aveam o Constituție în care, deci curățarea așa început România, o Constituție care nu face nicio referire acea Constituție la vreo dependență străină. Dar, credeți dumneavoastră, România nu putea face, nu își putea trimite agenții diplomatici români. Am deschis noi agenții diplomatice, dar care funcționau cumva la marginea legislației internaționale de atunci. Era nevoie de o recunoaștere de fapt. Covădiceam a început chiar o negociere în forță cu turcii să ne recunoască independența, pentru că românii discutau direct la Constantinopol, ceea ce ne dea este doar un tribut, care puteam să-l schimbăm pe afacerea avantajoasă pentru voi. S-au discutat lucrurile acestea, numai că a fost o ambiție a otomanilor de a nu da drumul la o independență pe cale diplomatică. Este cumva adevărat. Tributul era, tributul se plătea, se plătea un tribut acolo, care era un milion de lei la informații, chiar se spune. Tributul care trebuie să dați la Turcii, pe un mers la Sfântat, se va putea în formă armatică. Suma respectivă, da. Credeți-mă că statul român a pierdut prin afaceri după independență, prin afaceri, să zicem, dezavantajoase, suntem mult mai mare decât plăteam cu cilor. Dar asta poate să fie altă discuție. În schimb, era foarte importantă chestiunea aceea, cum a spus domnul Anca, să apăream în noul an pe independență. Altfel apăreai în pe harta Europei, la reuniunile internaționale, la concertul Europei. România avea nevoie de ambasade. Când circulai, circulai cu pașaport. Știți foarte bine să circulai cu pașaport. Ce să spun? Exista, de ce să nu spunem? Și o acea ambiție, să mergem cu pașaport. Românesc nu trebuia să călătorim din Europa cu pașaport otoman. Chestiunile acestea, plus de ce să nu recunoaștem și ambiția principiului Pavel. El era unul dintre conducătorii din Europa cu oarecare ambiție. Să știți că și proclamarea României care a fost cumva și o ambiție lui Pavel, deși a început să intru într-o discuție cu colegul, dar eu consider că a fost și o chestiune personală de ambiție, dar o chestiune care nouă neamului ne-a făcut foarte mult bine. Știți de ce? Pentru că românii din Ardeal s-au simțit atrași de România, mult mai atrași de România, după ce România s-a proclamat regată. E obișnuit să trăiască în Constant Cezarul Crăiesc. După ce România s-a proclamat regată, vârfurile societății românești din Ardeal au început să vadă că peste mulți este viitor. Întâmplător pe manșeta de la tribuna Soarele, pentru toți românii de la București, lăsare, apare după. În instituția aceea, pe manșeta, apare după proclamarea regată. Semnificația este importantă. Da, e Eminescu să trăiesc bine, pentru că noi suntem obișnuiți copii să-l vedem pe Eminescu ca pe mare poet. El a fost și o mare, mare gazetă. Astăzi să și om politic, să zicem. Dar astăzi se discută mai puțin de ochi la gazetele astea. Bismarck, credeți-mă că a preferat să lase România pe Flavie, pentru că Viena avea mult mai multă experiență și cu Saci și asta, cu popoarele de nevat. Viena știa mai bine să negocieze cu ei. Nu întâmplător și Uniunea Europeană, astăzi, când este de tratat cu Grecia sau cu Bulgaria sau cu România, face rost de funcționare ostie.
Există o tradiție a abordării. Bismarck a preferat să lase România mai spre Indiana, care da experiența. Au fost interese. Și pentru o răzgătă foarte mare, iar România a venit să plătească pe ele aparate de două ori. Dar norocul nostru a fost făcut în nemțește, știți că este mitul a ceea ce face Germania. Au fost făcut în nemțește și s-a meritat. Chiar și la Vendor. Cu riscul de a... Uite, dumneavoastră aici pe lângă mine și mă jenesc mozaic. Cu riscul de a spune acum, să știți că recunoașterea României în mare materie europene s-a făcut destul de ușor pentru că Alianța Israelită Universală și-au văzut ceea ce dorea, eliminarea articolului 7 din Constituție. Și după aceea, poate tot a fost mai ușor și de recunoașterea europene. Acum, dacă îmi cere să demonstrez asta într-un articol științific, s-ar putea să iubim. S-ar putea să nu am toate informațiile de aici de la Pascu, dar domnul Gabriel, ca poate asta va să fie un subiectul implicare implicări de Alianței Israelite Universale, care cunoaște da, existențe. Da. Dumnezeu are altă... Nu, deci, guvernul german, guvernul Franței, guvernul Marii Britanii, mai puțin guvernul Rusiei. Și au spus, deci toate au condiționat recunoașterea independenței României de acordarea de drepturi civile tuturor evreilor aflați pe teritoriul românesc. Da? Teritoriul principal al României, dacă era formula. Ori, ori această problemă nu putea fi rezolvată prin care parlamentară, dar nu puteau să dea o lege, să dea o lege, da, să dea o lege pentru acest lucru. În baza unei legi, această hotărâre a Congresului a devenit, trebuia să fie, nu, înfăptuită în baza unei legi. Ei, la reunirea Camerei, la reunirea Camerei, această problemă a fost una explozivă, da? Această problemă a fost explozivă. Legiuitorul român, rezolvând această problemă, cum am spus, acordând la 1000 și ceva de persoane calitatea de cetățean al statului român. Aceasta a fost, eu nu spun dacă a fost bine sau cum a fost bine sau cum a fost, eu nu comentez. Eu vă relatez ceea ce a răzbătut din istorie către noi. Eu asta pot să vă spun. Articolul 7. Nu a acordat tehnice de zemie românului din ortodox. Da. Nu se putea acorda de zemie, dacă aveți alte credințe din fica ortodox. Da. Aceste chestii... Deci articolul a fost modificat. Deci a fost modificat. Au primit cetățenia 1000 de persoane, peste 1000 de persoane, iar în răspunsul lor, Marele Puteri și Germania, au atras, când ți-i spuneți cu dată, nu spun cuvintea de la mine, au atras atenția, au fost nemulțumite de modul în care România a rezolvat această condiționalitate. Da? Există acest text. Numai că situația, stimat auditor, așa cum spuneam, România este și a fost la, și la acel moment pe harta unor interese geopolitice. Ori în 1979, Bismarck face o alianță cu Austro-Ungaria, care va fi alianța puterilor centrale. În momentul acesta, situația României a fost analizată din alt unghi, și anume acela raportul de putere în lume, raportul a liniilor geopolitice, din punct de vedere raportul de forțe între mari jucători. Și pe fondul acesta, problema recunoașterii drepturilor civile pentru evrei drepturi legate României, problema aceasta a fost practic abandonată. Pentru că puterile solicitau recunoașterea acestor, acordarea drepturilor comunității israelite în integralitatea sa, dar statul român a rezolvat după cum am spus. Dar nu s-a mai insistat la nivel european pentru că mizele
începuse să fie altele, pentru că Austro-Ungaria ocupase Bosnia Herțegovina, pentru că erau alianță și așa mai departe. Și din cauza aceasta, lucrurile au evoluat înspre recunoașterea totală a independenței României, recunoașterea cadrului fix a rege, mai chiar de ce vedea la voi, rege al României, în varianta aceasta, al dreptului internațional, dreptului tratatelor, cabinetul Berghian a înțeles să facă politică de stat. Nu mai era măria sa, știți că în formula pentru aceasta, măria sa, domnul. Deci era, una era să fii stăpân al pământului, dar să vreau să vă înțeleg să mă înțeleg să fac o comparație. Una este să fii stăpânul pământului și alta este să fii proprietar. Pentru că dacă ești proprietar, înseamnă că accepți domnia dreptului. Dacă ești stăpânul pământului, dreptatea de moșii se face cu pală. Ca să înțelegeți sau ce vor. Ei, la viteță, ca la rege, rege înseamnă că este egalul celorlalți regi. Că el tratează de la egal la egal cu, nu? Cu cei din așa, după ca și poate, ținând seama de ierarhia puterilor. Una era România, alta era Rusia, alta era Raiul, alta era Armenia și așa mai departe. Dacă vreți, se seamănă, articolul ăla 7 seamănă cu poziția lui Tătianu, seamănă cu poziția lui Orban, de la Germania. Nu, poziția lui Orban din Ungaria, care a spus că Ungaria are mare pământ de vânzare pentru cetățenii europeni. Mulțumim frumos. Problema independenței și a zilei de 19 mai se poate discuta îndelung. Vreau să vă mulțumim pe această ocazie care ți-a avut plăcerea de a veni la acest simpozion și vă așteptăm cu ocazia de zilei de 20 mai, noaptea muzeilor, în care muzeul nostru va fi deschis pentru publicul larg, va fi și o expoziție dedicată de artă, dedicată războiului de independență, așa că vă așteptăm cu drag și pe 20. Mulțumim!